O zi de viață sfântă, sfaturi practice pentru organizarea vieții creștinului, Mitropolitul Grigorie al Sankt Petersburgului, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, editura Sofia, Carte Ortodoxă, București. Chemare către creștini. Te numești creștin, ești creștin în fapt, trăiești cum ar trebui să trăiască un creștin, adică dorești cu ardoare și cauți cu nesaț cele pe care le caută un creștin adevărat, răsplata pe care Domnul o făgăduiește adevăratului creștin în viața de apoi trebuie mult râvnită. Și respingătoare sunt necazurile în care ne aruncă păcatul dacă nu dorim și nu căutăm ceea ce trebuie să dorească și să caute creștinul din toată inima. Ce se va întâmpla dacă nu vom primi bunătățile promise și vom fi dați chinurilor veșnice? Ai trăit deja o bună parte din viața ta, dar ți-ai pus vreodată asemenea întrebări? Mai concret, te-ai gândit la ele cu seriozitate? Creștinul trebuie să fie asemenea Domnului Hristos. Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus. Ești tu asemenea Lui? Te comporți ca El? Trăiești după învățăturile Lui, după Evanghelia Lui, pe care ne-a dat-o ca pe un îndreptar de viață? Creștinul nu trebuie să iubească lumea, dar mulți sunt legați cu totul de lume, ca și cum ar trăi doar pentru lume. Gândesc și se poartă la fel ca lumea și regula lor de viață este aceea a lumii. Nu ești și tu un astfel de om? Astfel de viață nu este una creștinească și este păgubitoare. Dumnezeu a rostit odată în Vechiul Testament prin gura prorocului Isaia: și acum voi, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, fiți judecători între mine și via mea. Ce se va putea face pentru via mea și n-am făcut eu? Pentru ce atunci când nădăjduiam să-mi rodească struguri, mi-a rodit aguridă? Acum vă voi face să știți cum mă voi purta cu via mea, strica voi gardul ei și ea va fi pustiită, dărâma voi zidul ei și va fi călcată în picioare. Nu poate oare Dumnezeu cu și mai multă dreptate să ne spună nouă, care suntem neascultători în Noul Testament, următoarele: ce aș mai putea face pentru voi și n-am făcut? V-am răscumpărat cu sângele meu și v-am născut în sânul bisericii, v-am luminat cu lumina adevăratei credințe, v-am dat toate mijloacele și posibilitățile pentru mântuire, v-am gătit hrană veșnică și neîncetat v-am făcut să o căutați. Nu v-am arătat îndeajuns dragostea mea, păcătoșilor? M-am făcut mântuitorul vostru și încerc în tot felul să vă duc la fericirea veșnică. Dar voi vă străduiți să nu ajungeți la viața veșnică, ci să mă faceți pe mine judecătorul vostru care să vă dea chinului veșnic. V-am creat ca să fiți pururea cu mine și să trăiți bucuriile mele, dar v-ați purtat în așa fel încât să mă scârbesc de voi și să vă lepăd. Sunt milostiv, dar voi încercați să-mi aprindeți mânia prin îndărătnicia și nerecunoștința voastră. Nici mila mea pe care mereu vă arăt, nici bunătățile veșnice la care mereu vă chem, nici chinurile iadului cu care vă ameninți nu vă aduc pe calea mântuirii. N-ar fi fost mai bine să nu vă fi născut și lumina credinței să nu vă fi strălucit asupra voastră? Prietene, ce ar fi dacă într-o bună zi va trebui să auzi asemenea cuvinte de la Dumnezeu? Aceste cuvinte pe care încă nu le-am auzit ne rup barierele inimii. Cum va fi când le vom auzi cu adevărat și va trebui să culegem ce am semănat prin păcatele noastre? Teme-te în inima ta, încetează cu felul acesta de viață și începe să trăiești după învățătura din Sfânta Scriptură, o viață sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și ca să o poți începe mai repede, îți ofer îndrumări pentru o zi. Dacă vei urma cu credincioșie aceste sfaturi, vei vedea că nu vei mai avea nevoie de altele. Va trebui să-ți petreci ziua care urmează la fel cum ai petrecut-o pe prima. O zi de viață sfântă, sfaturi practice pentru organizarea vieții creștinului, Mitropolitul Grigorie al Sankt Petersburgului. Această carte are 163 de pagini și este disponibilă pentru împrumut la Biblioteca Parohială a Bisericii Ortodoxe Române din Pinto, Madrid. În acest video puteți găsi și poze, fotografii cu cuprinsul acestei cărți. Doamne ajută tuturor! Și la unde cad
mai dulce. Și-n locul unde cad picături din sfântul sânge, crin răsare și îmbracă cu plasmul cel mai dulce. Iar în urma sa măicuța îi adună și-i așează în cununi prea minunate pentru cel ce-l urmează, pentru fiecare suflet ce pășește în urma lui. Pentru tine cel ce astăzi drumul crucii vrei să-l sui, pentru fiecare suflet ce pășește în urma lui. Pentru tine cele ce astăzi drumul crucii vrei să-l sui.